în mare. Avem școala 5 și școala 8 sunt primele care vor primi mobilierul. În ultima săptămână de septembrie este prognozată stabilit graficul cu sosirea primelor. Asta e de la producător sau de la cel care a câștigat licitația? De la furnizor, da, furnizorul de mobilă, producătorul de mobilă. Școlile 5 și 8 vor fi gata cu mobilier și sperăm noi că vom obține foarte repede avizul DSP. Este singurul care ne mai lipsește pentru a avea totul funcțional acolo. Avizul DSP nu se poate da decât cu mobilierul în clasă, pus, pentru ele, pentru profesori. Da. Mai sunt echipamente care vor veni până la sfârșitul anului, pentru că sunt un proiect de laborator. Da, tot ce înseamnă laboratoare, mobilier pentru cuiere și așa mai departe. Tot ce înseamnă mobilier e pregătit prin acest proiect pe PNRR și ar trebui să avem totul până la sfârșitul anului.